Bun găsit la Raport Special, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Discutăm astăzi și despre vestea tristă care a venit din Anglia ieri, dar și despre realitatea economică cu care ne confruntăm de ceva vreme încoace. Lângă mine în platou este Octavian Bădescu, reprezentant al AUR. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Dumneavoastră faceți parte și din Comisia Economică, nu? Și îmi spuneați înainte... Da, coordonez o Comisie Economică. Da, îmi spuneați înainte, bine, sunteți și antreprenor și aveți o vastă experiență în domeniul, business, de fapt, ca să simplific. Și spuneați că ați elaborat o strategie fiscală pe care urmează apoi să o lansați public. Da, comisiile partidului lucrează la diverse strategii. Există colegi care au lucrat la strategie energetică, în altă comisie strategie fiscală, pe sănătate, pe pensii și așa mai departe. Toate aceste strategii vor fi concatenate într-un proiect de program de guvernare, care va fi prezentat în această toamnă. Și care sunt plusurile, principalele idei care se desprind așa de actuala politică a executivului pe care îl avem? În opinia mea, pe scurt sau în trei cuvinte, strategiei fiscale, s-ar putea numi maximizarea veniturilor românilor. Sună foarte bine. Ce cred Dar eu se că... poate întâmpla lucrul acesta? Da, cred că se poate arhitectura statul în funcție de buget. Da? Ori noi ce facem acum? Noi impozităm timpul oamenilor. Așa. Impozităm munca și capitalul. Dar munca trebuie impozitată. De ce? În toate țările este impozitată munca. Nu, asta nu e un argument. E un procent care la noi este mai mare decât la alții. Asta e altă poveste. De ce ar trebui timpul oamenilor pe care îl utilizează ei pentru a face servicii altor oameni, de ce ar trebui neapărat impozitat? Păi cum adică? Ia explicați-mi. Cum să nu impozităm timpul petrecut la muncă, practic banii pe care îi primim pentru ceea ce prestăm? Pentru ceea ce prestăm în beneficiu altor oameni. Pentru că ăsta e timpul nostru. Vedeți, pe lume există doi factori de producție, nu? Munca și natura, cum se spune, factorii primari de producție. Stai un pic, nu e timpul nostru, pentru că noi muncim 8 ore pe zi, da? Atât e o normă întreagă. Muncim, da. Asta înseamnă că facem bunuri și servicii. De acord. Dar ăsta e timpul nostru. Noi ne vindem timpul și suntem plătiți. Foarte bine. Dar pe lume există doi factori de producție, munca și natura, factorii primari de producție, întrucât capitalul, ca factor de producție, nu e altceva decât muncă plus natură prezervate în timp. Vă referiți la o mai mică impozitare a muncii sau la eliminarea ei? La o mai mică și trebuie să tindem către eliminarea acestui impozit, trebuie ca oamenilor să le rămână cât mai mulți bani din veniturile pe care le produc, ca să îi poată transforma în capital, ca românii să devină bogați. Ce înseamnă bogăție? Cantitatea de capital pe cap de locuitor, până la urmă. Deci noi trebuie să stimulăm capitalizarea oamenilor, economiile lor, nu să le luăm economiile prin inflație și salariu prin impozit. Și să deplasăm povara fiscală către utilizarea resurselor naturale de care dispune România. Trebuie să le spunem telespectatorilor că a ajuns în platou și Dragoș Huru, director al Catedrei de Economie, da? De la Academia de Studii Economice. Bună seara și bine ați venit. Studii sau științe, că mereu mă încurc aici. Academia de Studii Economice. Așa. Bine ați venit. Am început discuția cu Octavian Bădescu, care face parte din Comisia Economică a Partidului AUR și, mă rog, dânsul este și antreprenor, a construit de la zero niște business-uri care au avut succes și ne spunea ceva mai devreme că lucrează la o strategie fiscală și economică totodată, prin care oamenii se vor bucura mai mult de timpul lor și vor fi mai puțin impozitați de stat, astfel încât să fie maximizate sumele care ajung în portofelele lor. Am înțeles corect? Păi, obiectivul este ca oamenii să aibă cât mai mulți bani în buzunar, da? Pentru că individul administrează proprii lui bani mult mai bine decât administrează statul. Adică e axiomatic faptul că statul este cel mai prost asta administrator. Au vrut toți guvernanții pe care au avut până acum, dar nu prea le-a reușit? Nu, noi mare parte din impozite le luăm din, odată din impozitele pe muncă și doi din inflație mai recent. Asta este o taxă. Inflația e o taxă. Practic ceea ce au oamenii ca rezerve, acum are o putere de cumpărare mult mai redusă. Și cred că ar trebui deplasată această sarcină fiscală sau ar trebui ca statul să își extragă resursele sale financiare mai mult din
utilizarea resurselor naturale, din valorificarea resurselor naturale, valorificarea infrastructurii, valorificarea activelor pe care încă le mai are în patrimoniu și nu din taxarea timpului trecut prin inflație sau timpului prezent al oamenilor prin impozitele pe muncă. E posibil, adică eu nu mă pricep. În teorie sună foarte bine, dar spuneați de resurse naturale. E nevoie de tehnologie pentru a realiza aceste lucruri. Tehnologie pe care, spre exemplu, dacă vrem să exploatăm gazele din Marea Neagră, din Neptun, Deep și așa mai departe, avem nevoie de experiența unor firme care au mai făcut asta și așa mai departe. Motiv pentru care trebuie și ele plătite, trebuie să aibă niște beneficii. Trebuie să existe costuri mai mici, asta sunt de acord. Fost de la început și mărturisesc că probabil de asta nu înțeleg nimic. E, pe de altă parte, simt că se atinge o problemă care e o problemă sistemică a României și doar a României. Modelul nostru ciudat de impozitare, când toată povara impozitelor pică în sfera muncii, adică capitalul nu prea mai e responsabil pentru impozite. Aici, din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, schema trebuie modificată. Acum, cât, care ar fi pragurile de eficiență pe impozitare, e clar că eu pot calcula, colegii mei o pot face, ne putem certa între noi, dar până la urmă decizia e tot politică. Ar trebui început într-adevăr să nu mai impozităm doar munca, asta e adevărat. Legat de inflație, sunt anumite discuții în momentul ăsta, dar până la urmă inflația e un rău necesar, fără inflație nu se poate. Totul e să fie predictibilă și să nu explodeze. De ce nu se poate? Ce să nu se poate? De ce nu se poate fără inflație? Sau de ce capitalul... Nu există modele monetare în care o economie să poată funcționa fără inflație. Inflație cum? Este un preț care se plătește pentru diferențele de timp, o inflație moderată de 3-4% care e predictibilă și care poate fi luată în calcul în planurile de afaceri, în prognoze, inflație... Sunteți de acord că este o taxă? Nu este o taxă. Inflația de ce nu ar fi o taxă? Păi nu e o taxă. Da. Taxa înseamnă o sumă de bani pe care o plătește ascunsă. Cineva. Nu e deloc o taxă ascunsă. Da, este un preț pentru dezvoltare, adică până la urmă, vedeți, e fără inflație. Au existat modele, au existat inclusiv gânditori economici care au crezut că au descoperit, inclusiv Ceaușescu. A spus că noi nu avem inflație și a zis, bun, Italia n-are 90. Adică e foarte simplu. Prin Africa există tot felul de dictatori care decretează atâta timp cât mai au hârtie să tipărească bani fără inflație. Eu mă referam la o inflație moderată, gestionabilă, nu de tip provocat. Model cu inflație zero, model economic cu inflație zero nu există. De ce? Pentru că statul e permanent pe deficit bugetar. Asta e unul. Nu are domnul Ferrari un timp de emisiune să țină la adevărat curs de economie, credeți-mă, da. Pe ceea ce vă spun. Deci sunt eu afirmație. Două deci, idei. E una singură, inflația moderată și inflația mare, da. Care într-adevăr vine, periclitează, neanticipată, care distruge structura de capital, adică aia e cu totul și cu totul asta altceva. Asta se întâmplă acum. Nu se întâmplă deocamdată. E o inflație care distruge practic economiile oamenilor. Da, dar asta e ceea ce se întâmplă. În momentul de față, dacă am ignora Rusia, conflictul din Ucraina și ce se întâmplă în lume, probabil că ăsta e prețul pe care îl plătim în momentul de față pentru ceea ce în pandemie, în timpurile trecute, fără a polemiza dacă măsurile statelor din lume au fost bune sau nu. Deciziile politicului adică, au produs. Înțelegeți? Pandemia nu produce inflație. Fără a discuta chestiunile de atunci, dacă măsurile de tip sanitar au fost bune sau rele, pentru că aici intrăm într-o sferă în care eu nu sunt specialist, ăsta este un preț pe care plătim acum pentru că atunci economia să nu... Apropo de prețul pe care plătim, să ieșim din sfera teoretică și să vedem un pic ce declară anumiți politicieni. Un europarlamentar de la PNL a tras un semnal de alarmă, domnul Mircea Hava, spune că ne vom confrunta cu o pandemie a frigului și a întunericului. A crede că un bec sau un ochi de aragaz care merg mai puțin cu o oră pe zi vor rezolva problema nu este opțiune. Și mai trage un semnal de alarmă și spune că aproximativ 100.000 de clienți finali vor rămâne fără furnizor de energie, începând din 16 septembrie 2022. E așa un fel de, cum să-i zic,
Uitați, aveți acolo declarația pe ecran cu tot ce a spus Mircea Hava, dar a mai spus că în momentul de față nicio primărie aproape din țară nu o să-și mai poată plăti facturile la curent, pentru că s-a ajuns la un preț insuportabil, spune dânsul, înspăimântător, de aproximativ 5.000 de lei pe megawatt oră. Și vă întreb, este apocalipsa asta atât de aproape, chiar atât de rău stau lucrurile? Nu de alta, de am văzut ieri pe politicienii noștri care sunt la putere, care ne linișteau, ne spuneam că o să stăm liniștiți, că vom avea și energie și gaze și că totul va fi bine. Pot să încep eu? Da, vă rog. Domnul Ferrari, eu constat că în toată lumea, foarte mulți politicieni în ultimii ani, și mai cu seama în România, dezvoltă un comportament care să nu le facă altceva decât să le maximizeze intenția de vot. Dezvoltăm teoria apocalipsei. Eu v-am mai spus, da, într-adevăr, probabil va fi mai frig în casă, dar nu va fi la modul în care ne criogenăm toți. E o problemă de adaptare. Eu nu cred în semnale de tip alarmist, ci în ceea ce avem de făcut. Adică, până la urmă, ori de câte ori omenirea s-a aflat în puncte de restriște, parafrazându-l oarecum pe Einstein, aș spune că putem să descoperim ceea ce avem de făcut, poate, nu pe termen scurt. Dar nu la modul că începem și descriem apocalipsa, primăriile nu mai au bani. Există foarte multe primării la care dacă am schimba modelul electoral, rămâne fără bani. Primării care primesc bani până la urmă, fără să contribuie la bugetul central. Putem să dăm diferite declarații ca pe urmă să ne arătăm salvatori. Nu cred că trebuie să existe atâta alarmă. Nu știm. Poate să, printr-un miracol, vă dau și eu un scenariu. Mă hazardez și eu. Haideți să ne hazardăm împreună. Creăm un scenariu, două scenarii. Unul, mâine se închide războiul din Rusia și toată lumea exportă și cumpără gaz, și mai creăm unul în care nu știu ce se întâmplă și nu mai avem chiar deloc. Adică scenarii putem să avem, da. Haideți să plecăm de la o bază reală. Ce avem de făcut? Noi nu știm ce avem de făcut, iar ne ia mereu prin surprindere aici, da, e de văzut. Eu nu cred că șocul, în momentul de față, cifrele nu arată un șoc atât de apocaliptic. E un șoc. Da, dar domnul Hava spunea că, practic, strategia pe care ne-a prezentat-o guvernul să mai stingem din becuri nu este eficientă. În condițiile în care s-a ajuns la 5.000 de lei pe megawatt de la 342 de lei cât era în luna iunie, vedem că sunt totuși niște cifre, niște date care toată ne pun pe gânduri. Toată lumea are această problemă cu creșterea prețului, iar adaptarea a programelor de consum e o chestiune de tip realitate. În toată lumea, nu doar în România, depinde de preferința pe care o avem. Nu e neapărat o chestiune. Vezi, noastră, dacă nu mai avem, să spunem, avem doar 18 grade în casă. Ceea ce înseamnă frig. Nu este sub pragul. Avem 16 pe vremea lui Ceaușescu. Da. Eu am spus 18. Am stat și la 5 grade, dar asta bine, nu putem... credeam că o să mă întorc. Da, putem să stăm și la minus. Nu e asta e o problemă. Nu o să ajungem la Eschimo și totuși. Da, nu o să ajungem, dar nu e o catastrofă. Asta depinde, e un arbitraj. Rămâne de văzut pe piața internațională. Eu mai spun o opinie. Asta este opinia mea strict. Indiferent de ce s-ar fi întâmplat în Rusia undeva mai devreme sau mai târziu, adică într-un orizont al vieții noastre, acest șoc de energie s-ar fi petrecut. Noi trecem printr-o perioadă de readaptare sistemică vis-a-vis de sursele de energie. Poate că e un șoc puternic acum, dar eu și-aveam o întrebare după ce am citit ce a spus domnul Hava. Oare România la data asta, astăzi, cât e 9 septembrie, nu stă oare mai bine cu rezervele de gaze decât stătea anul trecut pe 9 septembrie? Eu cred că da. Toate țările europene nu stau mai bine cu rezervele de gaze astăzi, 9 septembrie, decât stăteau anul trecut pe 9 septembrie. Păi au fost nevoite să-și refacă rezervele de gaze. Nu, e vorba de rezervele de gaze vis-a-vis de ceea ce se întâmplă fiecare iarnă. Toate statele își consolidează rezervele de gaze. Anul trecut, când a fost primul șoc în prețuri, nimeni n-avea rezerve în toată Europa. România mai puțin ca alții, dar nu își făcuseră rezerve. Eu n-am înțeles de ce. Astăzi stăm. E o problemă, vezi, să stingem becurile. Depinde cât stingem becurile, pentru că în anii 80, când noi am trecut ce am trecut, a fost o preferință pentru industrie. Toată lumea trebuia să stingă becurile pentru industrie energofagă. Da. Și ne făceam temele la lumina lumânării. Da, eu nu știu în momentul de față dacă noi avem o analiză serioasă cât de multe becuri trebuie să stingem, ca și cum n-ar fi. Noi avem o problemă de prețuri. Deci avem o problemă de degringolada a piețelor. Piețele ar putea să răspundă sau ar putea să nu răspundă mai bine
la reglementare. Depinde de nivelul de intervenționism. Ne-am învățat prea mult că piețele funcționează infailibil. Da, dar depinde de costurile de ajustare și depinde de timpul în care ele se ajustează. Într-o de față, cred că toate politicile neimplementate, vedeți, discută Europa de plafonarea prețului la gazele din Rusia. Mă rog, acum două zile s-au oprit și gazele alea, adică trebuie să avem o decizie privind prețurile. Acolo trebuie să ne uităm. Da. Este trist că o țară cu resurse naturale de nivelul României, cu o capacitate teoretic de a-și asigura energia la prețurile cele mai reduse cu putință, ajunge să plătească astfel de prețuri. Principalul câștigător este statul. Companiile producătoare de energie aparțin statului și e evident că este o realocare de capital, practic. În primul rând, ai produs bani cu nemiluita, a crescut masa monetară în ultimii 3 ani 45% în Statele Unite, 35% în România, 25% la nivelul Uniunii Europene, la euro. Și acum, practic, se iau acești bani prin intermediul prețurilor la energie, li se iau oamenilor înzecit. Da? Îi dai practic cu capul de pereți, îi umpli de sânge și pe urmă vii și le pui un leucoplas pe cap și zici că ți-am făcut un bine. Asta e un comportament de tip mafiot. Asta este realitatea. Adică toată această preocupare declarativă a factorului politic, cum că, domne, noi vă salvăm și ajutăm pe oameni să treacă peste, tu ai produs pagubele, de fapt. Tu ai fost la originea pagubelor. Tu ai impus restricțiile în pandemie, care după aceea au dat drumul la un supraconsum. Tu ai impus toată această schimbare a surselor de energie, care au făcut ca capacități de producție să scadă. Până de și în același timp ai tipărit verde, bani fără nicio acoperire. Ai tipărit bani fără nicio acoperire și te miri că prețurile au crescut. Păi politicul păi și închipuie că nimeni. Toți oamenii toată lumea nu arată nu cu degetul au... spre conflictul din Ucraina și vinovatul principal este acolo. Rusia, care a stopat furnizarea de gaze, de petrol și așa. Bine. Bine, aici a fost știți impus cum e cauză și efect, nu, da. Nu da, poți să știi, ca în căsnicie. Banii sunt în geam fără acoperire de foarte mult timp din momentul în care i-au trecut la nivelul simbolului. Asta e o mare problemă. Credeți dumneavoastră, eu nu. Da. Este pentru că sărăcește omul. Credeți dumneavoastră teorie economică, nu. Nu, depinde care teorie economică. Toată. Nu, nu toată. Dar toată e acceptată. Nu, nu toată. Acceptată de cine? Există acceptată teorii de toată și lumea care citește. Nu, nu e chiar așa. Dumneavoastră afirmați că e acceptată de toată lumea de care citește, dar deci sunt banii, mai multe banii nu, pot, nu mai pot funcționa cu valoare integrată. E clar că și aici avem de luat în calcul o chestiune foarte importantă. Însă și natura banilor se schimbă. Se schimbă pe parcursul discuției noastre, toate experimentele legate de criptomonede care se fac și se fac la nivel de bănci centrale, Banca Centrală Angliei, Suediei, natura banilor se schimbă în condițiile pe fond, în care... banul rămâne o marfă. Nu, banul nu este o marfă. Ba da, rămâne o marfă și el, dacă tu îi mărești cantitatea fără niciun cost de producție și nu mărești producția de bunuri și servicii ca să existe o acoperire în el, practic, există și credit și... Și asta e o a doua sursă de expansiune monetară, bineînțeles. Sistemul bancar, băncile comerciale. Este eronat, arhitecturat, asta e clar. Deci, din mai multe surse, practic... Expansiunea monetară are o sursă minimală, creditul din economie. Sunt alte situații. Iar sistemul bancar românesc este unul extrem de complex în momentul de față. Poate chiar mai complex și... mai ciudat în Europa. Asta ar fi o discuție în sine, dar e o discuție foarte tehnică, care vă mărturisesc că chiar și mie îmi scapă și îmi place să vorbesc cu colegii mei de la departamentul de monedă, pentru că, și asta vă pot spune ca o curiozitate în pauză, de unde vine. Nu e o problemă banul fără acoperire, ci problema e ceea ce faci cu el. Pentru că atunci când iei un credit, tu personal, dacă banii pe care i-ai luat îi folosești astfel încât să-și genereze venituri viitoare din care poți plăti creditul și îți rămânești ceva în plus, creditul ăla a fost folosit. Bun, asta este o primă... Dumneavoastră puneți 100 de lei deoparte economii. Ați muncit pentru ei, să spunem, o oră. Peste 10 ani, problema dumneavoastră când trebuie dacă să cumpărați aceeași cantitate de bunuri și servicii. Bani? Și peste 5 ani și peste 10 ani pentru acea oră muncită. Nu.
Banii aia de 100 de lei, dacă sunt lăsați și sunt blocați, este una dintre principalele surse de nevoie, sau a fost în anii 90, ținerea banilor la salte, a fost una dintre, a fost un motiv pentru tipăria banilor, pentru că dispar banii din piață. Banii nu trebuie să stea într-un singur loc, ei trebuie să fie plasați. Nu, e ok, dar în momentul în care, în timp ce sunt plasați, cineva care are monopolul producției de monedă îi expandează numeric, haideți că am intrat, automat deja este puterea mult lor tehnic. De cumpărare pot să vă spun că între timp Virgil Popescu, ministrul energiei, a anunțat că țara noastră susține plafonarea prețurilor la energie și, bineînțeles, reducerea voluntară a consumului. Asta după ce a fost la Bruxelles și a avut acolo mai multe întâlniri cu ceilalți lideri europeni. Plafonarea prețurilor este una dintre măsurile care ar putea să conducă la rezultate. Asta da. Acum, cu reducerea voluntară a consumului, mă întreb cum ar putea să o facă. Adică... Noi nu avem un consum mare de energie raportat la alte țări europene. Nu, da. Cum ar putea să mă determine pe mine Zlatan Imbecu? Comparați perioada de vremea lui Ceaușescu. Da, pentru că dacă deci aprinzi becul, plătești. Plus consumatorul, este simplu, este persoană fizică, piață, are sub 25% din tot consumul de energie. Deci... Nu. Bun, atunci ca să îi liniștim pe cei care se uită acum la noi. După ce am văzut ce a declarat domnul Hava, a fost practic o dezlănțuire fără precedent privind această criză energetică. Foarte mulți în toată lumea care să te dezlănțuie cu speranța să... Da, da. Să ne creze exact cum și domnul Rădulescu spunea, este să apară pe urmă ca niște europarlamentar din partea PNL. Da, PNL care este la guvernare. Eu n-am comentat pe domnul Hava, am comentat o atitudine generală cu care și domnul Rădulescu a afirmat-o. Există foarte mulți politicieni care vor să apară ca mesaia ulterior, adică cam da, guvernul din care face partidul dânsului ne-a dat asigurări ieri că totul va fi bine și că la iarnă va fi cald. Este, dar nu... Și a complicat-o factorul politic. A complicat-o Coaliția pentru Sărăcirea Românilor. PSD, PNL. România are o mai economie de acolo, dar bolnavă. Asta este. A coaliția de la guvernare. Tutun și alcool, atât. Unde PSD-ul e tutunul și avem PNL avem o coaliție alcool. La guvernare, PNL, PSD, UDMR. Da. Dânșii formează executivul și de la dânșii vin și așteptările noastre să trecem iarna cu bine. Da. Dar când vedem că un membru al PNL, care așa cum spuneam este la guvernare, trage acest semnal de alarmă și vine și spune aceste lucruri, ne întrebăm unde e problema. Ei nu comunică între ei în partid sau poftim? E o declarație a PNL-ului? Însuși este europarlamentar PNL. Ok. Ia PNL-ului. Am văzut toată declarația integrală. Cred că îi dăm prea mare importanță. Eu am fost... Vă mărturisesc că, la un moment dat, eram la o conferință ținută de către Mugărițărescu, acum cred că vreo 10-12 ani, într-o sală a BNR-ului. Și în spate erau colegii noștri străzieri și doi infuseseră studenții. Și la un moment dat mai întreau. Și au ajuns să lucreze în presă. Bine, și eu sunt inginer și lucrez în presă, deci e ok. Și unul îmi spune, tu profesor, dumneavoastră vedeți ce dă ăsta pe presă? Un coleg de-al lui și mi-arată laptopul. Și am spus, da, când a zis Isărescu ăsta? Tot o chestie. Haideți să vedem care sunt declarațiile. Cred că intră în misiunea mea, a dumneavoastră, și bănuiesc și a tuturor politicienilor responsabili. Nu trebuie să mai... speriem oamenii. Oamenii sunt foarte speriați după declarație de genul ăsta în gheață la iarnă. Jurnaliștii nu ok, vor să va fi mai frig, nimeni. Dar nu ei cred că va îngheța cineva. Ce eu personal, și... datele nu arată. Va fi mai păi greu. Datele nu arată. Alros Latina se avem o responsabilitate. Alros Latina se închide de anul viitor. Spun de acord cu dumneavoastră. Vreau să vă dau un exemplu, că nu vreau să speriem pe nimeni. Mie mi se pare... Ați auzit de Alros Latina? Sunt prea mulți care vor să speriem. Aluminiu românesc, da? Alros Latina se închide de anul viitor. Peste 100 de sindicaliști din cadrul companiei au pichetat sediul Ministerului Energiei. Virgil Popescu, asta este... Și dacă vă nu a găsit soluții pentru dâns și sunt 2200 de angajați la Alro care vor intra în șomaj. Motivele pentru care se închide și Alros Latina sunt bine cunoscute. S-a scumpit energia, ca să faci aluminiu, ai nevoie de energie, care dacă este mult mai scumpă, e un mare consumator de automat nu te mai încadrezi la preț acolo când îți vinzi produsul. Eu ca țară am capacitate energetică și consum mult mai mic, da? Și resurse capabile să producă energie superioare Germaniei. Azo Mureșu s-a închis anul trecut. Sunteți politician. Azo Mureșu, care produce îngrășăminte. Nu sunt politician. Mă rog, sunteți apropiat de aur. Vă dau o idee referitoare la Aro. Dar de ce două fabrici de alumină care le avea România să închide? De ce nu le redeschidem? Păi, cu ce să le redeschidem? Maica.
Păi, nu avem cum să le redeschidem. Oricum, serios, sunt companii private. Alumina de la Oradea și de la Tulce. Deci aha, închidem. Și da, eu nu închid, asta e clar. Păi nu, ele sunt închise în momentul de față. Haideți să vedem cum s-au închis prin 90 ceva. Haideți să vedem. Bine, așa că minerelul de aluminiu sunt încă există. Sunt foarte multe întrebări pe care le putem pune, inclusiv domnului Popescu. De ce vindem centrala Mintia de la Mintia, care nu investim acolo orice încercare? Cum e economic vorbind, da? Să faci investiții de 150 de milioane de euro într-o centrală, iar apoi să o vinzi cu 71 sau 91 de milioane. Oricum, pe la jumătate de preț au vândut-o după ce au investit 150. Și vine un domn ministru de resort care ne spune că e bine. E bine că s-a făcut așa. Pe 22 august a semnat contractul de vânzare către o firmă din Irak. Nu e din Irak, sper. Ba da, din Irak. Aici, sincer vorbind, până nu ai actele în față și din toate punctele de vedere și contabile, ca să înțeleg situația, să analizezi efectiv situația companiei, mi-e greu să spun a fost bine, n-a fost bine. Și din punctul ăsta de vedere? Cert e că înțeleg că strategic era un punct nodal. Nu-mi dau seama să evaluez dacă acel preț e corect sau nu e corect, dar e evident că noi, ca țară, trebuie să prioritizăm creșterea producției. Prețurile nu pot scădea decât dacă crești. A spus o chestiune pe care aș accentua-o, un punct nodal strategic. În toată lumea, statele intervin, mai ales de când cu liberă politica de neintervenționism a statului, cu ajutoarele de stat, intervin discret și dau ajutoare mascate unor companii de tip privat, care sunt noduri strategice pentru producție. Eu cred că, chiar dacă ăsta nu e un caz de intervenționism, chiar și mascat în care ajungi producția, în România, dacă m-aș apuca de politică, probabil că ar trebui să mă gândesc și la astfel de intervenție. Am interesul, pe termen scurt, să ajut, da, dar în un mod explicit, te ajutat, să-mi cumpărate acțiuni, date înapoi. Vrem să scadă prețurile, trebuie să creștem producția. Trebuie să creștem producția. Ați văzut ce a declarat ieri, că trebuie să luăm acuși publicitate. Ce a declarat domnul Nicolae Văcăroiu, fost prim-ministru al României, fost președinte al Curții de Conturi, că fabricile pe care le-a privatizat statul român erau, așa, grosomodo, era estimată valoarea lor, la 350 de miliarde de dolari, la vremea respectivă, la sfârșitul anilor 90, și pe ele statul român a luat 9 milioane. A spunea și în emisiune, i-am spus și domnului Bădescu, dacă îmi spunea lucrul acesta președintele Asociației de Proprietari, unde locuiesc eu, altfel un tip foarte deștept, m-aș uitat așa și a zis, ok, dar când vine și spune un fost premier și fost președinte al Curții de Conturi, n-am cum să nu s-au socializat și să bagdesc 350 de miliarde versus 9 milioane. Nu era o valoare de piață. Deci e clar că nu 9 milioane, diferențele atât de mari nu sunt justificate, dar e clar că altă schemă de valoare fi trebuit folosită. Și vă mai spun un lucru în economie. Repede și luăm publicitate. Nu există valoare intrinsecă, există valoarea de piață a unui bun, adică unde e legat ce produce. E și o valoare de înlocuire, adică metodele de valoare sunt multe. Minute, abia aștept să mergem mai departe cu subiectele. Mai avem foarte multe teme, de-a mea teamă că nu se le abordăm. Real, administratorul politic a căutat să subevalueze beneficiul privatului. Da. Să știți că aici, pe pauza de publicitate, a avut loc o discuție foarte interesantă, e adevărat un pic tehnică. Ieri am văzut ce s-a întâmplat. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, după 70 de ani în care a condus regatul, a plecat dintre noi. Ce să mai, sunt oameni care, ca și mine, ca și dumneavoastră, de când s-au născut, n-au auzit de alt conducător al regatului. A fost a doua epocă elisabetană, care s-a încheiat ieri. Ce înseamnă asta însă din punct de vedere economic, ne întrebăm? Lăsând la o parte faptul că vor fi tipărite noi bancnote, că regele Charles al III-lea va trebui să privească în partea cealaltă, pentru că așa este tradiția, nu poți privi în aceeași direcție ca predecesorul tău. Sunt foarte multe reguli în Anglia și este normal, este o societate tradițională, primul rege a fost acolo acum 1000 de ani, dar din punct de vedere economic se vor schimba foarte mult lucrurile, mai ales că Regatul Unit a ieșit, știm foarte bine, din Uniunea Europeană în urmă cu ceva timp. Dacă e să vorbesc eu primul, aș întreba dacă ați sezizat că regina a ales să-și trăiască ultimele zile la Balmoral, adică în Scoția. Uh-huh. Castelul ei preferat. Mai mult sau mai puțin, putem să-i spunem așa, dar el era în Scoția, pentru că prima problemă
care trebuie adus în discuție, ce se va întâmpla cu Scoția, concomitent cu ce se va întâmpla cu Australia. Commonwealth-ul este o invenție a reginei și el a funcționat într-o anumită unitate datorită eforturilor politice ale reginii. Încă cu mulți ani înainte de moartea reginei au existat tendințe de evadare din această zonă a Commonwealth-ului. Au fost țări care au ieșit, care au intrat înapoi după ce au ieșit, altele care nu au mai intrat, altele care s-au alăturat. Mai mult sau mai puțin, dar haideți să vedem dacă se rupe. Australia, Scoția. Sunt 2,5 miliarde de persoane. Ce se întâmplă cu, uitați-vă, cu tendințele de autonomie remarcabile de vreun an, jumate, doi, din partea Indiei? Adică sunt semne de întrebare. Cred că se adâncește incertitudinea în climatul internațional unde vom asistăm la o nevoie de apariție, o nouă nevoie de gestiune a relațiilor internaționale, n-aș spune hegemonie, pentru că acolo intrăm deja în alți termeni. Și unde moartea reginei Elisabeta ridică noi semne de întrebare, nivelul de incertitudine privind modul în care se va organiza economia mondială, pentru că iarăși rămâne de văzut dacă chiar va fi un mare impact, pentru că avem tendința asta de globalizare, să o numim, deși e foarte vag termenul de globalizare, dar cu toții știm ce înseamnă, precum apa caldă, știm ce înseamnă globalizarea și putem să ne certăm ca de la apa caldă, că nu e suficient de caldă sau e prea caldă, ca și globalizarea. E fenomenul. E un fenomen care în anumite valori e justificat, alții consideră nejustificat că e prea mare. Da? Nu. Ideea că se schimbă ceva aici. Nivelul de incertitudine e foarte ridicat. Adică Regina ne spune, a spus ieri că urmează o mare incertitudine în următoarele luni privind modul în care se vor poziționa țările în plan mondial. Rămâne de văzut Scoția, în primul rând, pentru noi. Cred că e foarte important. Cu efecte imediate pentru România, gândiți-vă că avem a doua mare comunitate de români din Anglia, după Polonia, dacă nu cumva... Foarte aproape de aici, așa. La un moment dat se spune chiar că sunt deja mai mulți români decât polonezi, pentru că foarte mulți polonezi au ales să se întoarcă în țara natală. Și acum sunt așa, la limită. Da, e un semn de întrebare destul de mare. Ce se va întâmpla acolo? Vor reveni britanici și mulți spun că Charles va face efortul să revină în Uniunea Europeană, într-o formulă a Uniunii Europene care nu va mai fi cea din care au plecat. Irlanda, ce se va întâmpla cu Irlanda? Nu până la nivel de conflict, dar... Deocamdată am văzut că biletele de avion s-au scumpit. Un bilet de avion București-Londra a ajuns să coste 400 de euro. De unde turism, înainte până da, la Londra și înapoi dădeai până într-o 100 de euro pe bilet. Dar... Bine, la noi s-au scumpit poate și din cauza ce a făcut Blue Air. Adică... Da, creșea... Deci ce se întâmplă între țări, relațiile sunt ca și în cuplu și ca și în asocierile de afaceri. Ele funcționează atâta timp cât fiecare din parteneri are percepția că dă mai mult decât celălalt. De ce? Pentru că preopinentul nu va avea acea percepție. Și dacă nu ai această percepție, nu se ating și nu stau împreună. Ce se întâmplă? Vor exista tendințe secesioniste permanent, atâta timp cât anumite zone vor considera că sunt asuprite de altele. Deci trebuie să ai un mare echilibru în a gestiona chestiunile astea, astfel încât coabitarea, agregarea să dea rezultate benefice. Adică să ajute pe toate părțile care vin împreună în ceva. În momentul în care unul se simte cumva exploatat, sub o formă sau alta, și în căsnici și în afaceri, coabitarea se rupe. Deci această tendință de centralism probabil că trebuie reanalizată la nivelul celor care se cred hegemoni. Au mai fost și Uniunea Sovietică, au mai fost și alții și în zilele noastre, în permanent cineva vrea să fie șeful altuia și să-l exploateze sub o formă sau alta. Mă întreb dacă acum regele Charles al III-lea va mai veni la Viscri. El are 10 proprietăți în România. Viscri e cea mai cunoscută, dar per total are 10 proprietăți la noi în țară. Prima oară a fost în 1998, spunea, și că se simte foarte, foarte legat de țara noastră, dar și fiind faptul că una dintre străbunicile lui era din România. Dar ne gândim și așa, acum că Charles este rege al Marii Britanii, el care a declarat de teori că iubește România, poate
e un lucru bun pentru noi, nu? Dar de ce întotdeauna trebuie să credem noi așa că România apare peste tot în orice se întâmplă în lume, inclusiv... România este în tot și în toate. Dacă mă uit la... Pentru cei născuți pe pleurile mioritice, spațiul Carpato-Danubiano, da, Pontic, și asta mai e clar. O chestiune, doamne, mai vine Charles? Păi poate vine, adică noi trebuie să facem distinție între vizite de stat, vizite private. Gândiți-vă ce face președinte... premierul ungar. Nu, doamna președintea... Da, și doamna vine președintea numai Ungariei, private, a fost de, e de trei ori pe zici că s-a mutat în România, adică sunt niște întrebări la care... Iar dacă ne gândim la poziționarea dânsului în perioada pandemiei, ca să zic așa, ea nu este datătoare de speranțe. A fost unul din promotorii acestor restricții care au afectat economia și ale căror costuri le suportăm în continuare toți. Dar pe de altă parte, da, fiind faptul că noul rege al Marii Britanii a declarat de atâtea ori că iubește țara noastră, poate vom avea de câștigat din punct de vedere al turismului. Poate englezii ne vor privi cu alți ochi, mai ales că avem și o comunitate de români foarte mare acolo. Nu știu cât înseamnă. România are un România potențial destul de mic, în opinia mea, procentul. Estimativ. Așa, potențial geografic. 10 miliarde. Nu, din toate resursele sale turistice, avem tot ce ne trebuie aici, cam 10 milioane de turiști anual lejer. Am impresia că, totuși gândim la fel și n-aș folosi termenul de potențial turistic, ci de potențial geografic, că până la urmă potențial turistic înseamnă să ai și infrastructura, să faci ceva ca să-l aduci. Da, da, da. Adică resursa să fie marketizabilă. Resursele naturale ale României. Da, da. Gândim la fel. Ideea e următoare. Doamne, câștigând din turism. Tu, Ferrariu, n-avem auto, n-au iau pe unde da, să da, lui Charles, asta îi plăcea în România. Da, zonele astea sălbatice da, îi plăceau. Da, să fie accesibile, domnul Ferrariu. Avem câteva aeroporturi, avem și 946 de kilometri de autostrăzi domnul și drumuri Ferrariu, expres. Până la Oradea, care e super bătut, ajungem mai greu cu mașina decât plecăm amândoi acum și ajungem pe plajă în Grecia. Dar se lucrează, mai sunt vreo 400 de kilometri de autostradă da, până, în lucru. Până se lucrează. Dar mai e o altă problemă. V-ați uitat cât înseamnă Horeca în PIB? La noi înseamnă foarte puțin, dacă ar fi să ne raportăm la Grecia, unde înseamnă foarte mult. Și fără să ne raportăm, vă repet, ați văzut că e undeva 4-5%? Spuneți-mi acum, că nu știu. 4-5%? 4-5% și poate să ajungă la o valoare mult mai mare. Eu cred că are o valoare mult mai mare, dar vorbim de munca la negru, munca nefiscalizată, afaceri nefiscalizate, lipsa de investiții, activitatea nedeclarată, poate de multe ori și datorită unui impozit foarte, foarte mare aici. Și le-a dat și statul un cap cu restricțiile în ultimii 2-3 ani? Da, mă rog. La temelie? L-a dat atunci, ceea ce înseamnă că nu trebuie să-mi dea ei mie acum ca să-și scoată părleala. Până la urmă, fiecare business are riscul său. Ideea că eu personal gândesc că în turism aș investi în prima dată în școli de chelner, de camerist, de oficii de turism. E deci clar că avem nevoie de un oficiu de stat pentru turism. Deci, am și zis că am avut pe vremuri. Păi, n-am avut ONT-ul. Nu, mă gândeam la cineva care să facă o strategie în domeniul turismului. Păi ai avem nevoie un organism să-ți promoveze, să-ți organizeze, să-ți tipărească hărți. Să... Păi stați, domnul Ungaria, care este prima externe chestiune trecută în regulamentul de organizare și funcționare a oricărui minister? Vă zic că m-am uitat. Elaborarea de strategii în domeniul respectiv. Avem Ministerul Turismului. Ministerul Turismului trebuie să elaboreze astfel de strategii. Deci pe hârtie sunt avem ce ne trebuie. Sunt atribuțiile mult prea mult la noi. Nu e cineva responsabil. Dacă iau exemplu Ungariei, dacă vreți, acolo Ministerul de Externe se numește Ministerul de Externe și Comerțului Exterior. Da, Comerțul Exterior deci numai e la Ministerul de Externe în România. Păi am înțeles, dar este eronat. Adică acolo, direct din denumire, eu ți-am spus că treaba ta când te duci ambasador sau consul economic sau ce vrei tu, este să faci marketing pentru România. Păi și unde la noi comerțul exterior? La Ministerul Economiei sau unde? Nu cred că e la Ministerul Economiei, cred că e la Ministerul, nu știu. Dar ei avem așa ceva, acolo nici mai e să mai pun cineva de comerț exterior. De asta vă spun, arhitectura întregului sistem de stat trebuie modificată, pentru că până acum nu a dat rezultate. Dacă noi la nivel de potențial suntem în primele 10-20-30 de țări, asta cu Ministerul Afacerilor Externe și de Comerț Exterior. Pentru că dacă tot ești acolo, tot dai bani ca să ai o ambasadă, tu ca stat cheltuiești cu toate sediile pe care le ai în străinătate, încearcă să și crezi niște oportunități de afaceri, de business. Știți cât turism a avut Grecia anul ăsta fără să mai aibă nevoie să îi ajute statul să rămână? Că cred că s-au scos. Știți cât turiști au avut anul ăsta? Foarte mulți. Peste 33 de milioane, având o populație de 11 milioane. Deci de 3 ori populația lor. Știți câți români
Cred că jumătate au fost români. N-aveau cum să fie, nu, că s-ar fi dus toți românii. Deci, vreo 4 milioane. N-au fost 4 milioane, că 4 milioane, în toată Grecia, unde am fost, e plin de români. Da, cred că au fost meniurile undeva la 2 limba milioane. Română. Cred că au fost vreo 2 milioane, mai mult n-au avut. 4 milioane este enorm. Ce-ar fi însemnat acei 2 milioane de turiști români care s-ar fi dus în vacanță în țara noastră? Dar ce-ar fi însemnat ca cei 2 milioane de români să-și permită o vacanță vara în Grecia, unde au 6 luni de vară și acolo business-ul poate să meargă fără ajutor de la stat, și să avem și noi alte 2 milioane veniți pe alte tipuri de turism unde noi avem avantaj comparativ, v-ați gândit? Știu cum erau în anii 80 plajele românești pline de suedezi. Pe litoral noi nu avem avantaj competitiv. În raport cu Bulgaria, în raport cu Grecia, în raport cu Turcia. Nu mai avem. Nu avem. Asta e realitatea dacă nu schimbăm cumva strategia. E evident că sezonul nu ne ajută. E mult mai scurt la și nu ne ajută nici aceste vouchere de la stat. Care vouchere de la stat, de fapt, subvenționează un serviciu de calitate proastă. Asta este eronat. Sau părțile de schi când tu ai maxim o lună. Ce înseamnă subvenționare? Ce înseamnă subvenționare? Înseamnă că omul care nu se duce pe litoral plătește ca cineva să se ducă pe litoral și să-i dea bani cuiva care îi dă servicii proaste. Asta este eronat. Asta să știți că emisiunea s-a cam terminat. A trecut foarte repede timpul. Da, vă putem să facem o parte a doua special, dar mai ales dumneavoastră să vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, că ne-ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare, tot aici la Edno, unde vocea ta e vocea mea.